Pace vouă tuturor! Preasfințiile voastre, excelențele voastre, stimați lor domni parlamentari, onorați conducători ai cultelor și onorate oficialități, cinstiți părinți și maici, iubiți frați și surori, dragi fii și fiice duhovnicești, suntem cu toții astăzi împreună la sărbătoarea Bunei Vestiri pentru a mărturisi în comun atașamentul nostru față de valorile creștine, față de Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, față de adevărul veșnic al Lui Dumnezeu. Ați observat că am folosit în formula de adresare cuvintele părinți și maici frați și surori, fii și fiice, terminologie atât de specifică bisericii, creștinismului, terminologie inspirată din familie, pentru că în biserică suntem într-o mare familie, o mare familie care reunește micile noastre familii, ele însele, bisericile mici de acasă. Așa le-a lăsat Dumnezeu. Am rostit aceste cuvinte și vorbesc și acum în dulcea mea limbă maternă, în limba pe care fiecare dintre noi o învață și o primește odată cu laptele mamei. Aude și îi se picură în suflet primele cuvinte rostite de mamă. Ele devin pentru fiecare om limba maternă. Oricâte limbi străine am învățat în cursul vieții, cel mai aproape de suflet ne rămâne limba mamei, limba dulce a mamei, limba maternă. Limba în care învățăm să ne rugăm și chiar dacă ajungem să ne rugăm și în alte limbi, cele mai fierbinți rugăciuni în cele mai grele momente ale vieții până și în clipa morții noastre, sunt rostite în limba mamei. Aceste adevăruri nimeni nu le poate schimba niciodată. Ne naștem și trăim aici în țara Tatălui nostru, în patrie. Avem o patrie pământească, țara Tatălui, iar noi creștinii dorim și tindem și năzuim spre patria cerească, Patrie cerească în împărăția cerurilor, pe care o invocăm și adineaori, rugându-ne lui Dumnezeu, am chemat, vie împărăția ta, împărăție care vine și care este deja aici, oriunde am călătorit pe pământ, oriunde ne-am stabilit, oriunde am trăit, oriunde am locuit, ne leagă de pământul unde am pășit pentru prima oară și unde pentru întâia oară am văzut lumina soarelui, de patrie ne leagă dorul. Și asta nimeni niciodată nu poate schimba. Toți oamenii au genetic, apoi în sufletele lor nostalgia după paradisul pierdut. Pentru noi creștinii, este o rugăciune continuă, o luptă, un efort, o căutare neobosită a împărăției care va să vină. Vie împărăția ta! Și aceste adevăruri nimeni nu le poate schimba niciodată. Ceea ce Dumnezeu a lăsat, omul nu poate schimba. Omul nu poate interveni asupra creației lui Dumnezeu. De aceea suntem cu toții astăzi împreună pentru a da mărturie comună și a spune un da hotărât vieții, un da hotărât familiei, așa cum a lăsat-o și a binecuvântat-o Dumnezeu. Vedem și înțelegem și ne doare că în sufletele oamenilor, patimile egoiste se înmulțesc păcatul, plăcerea, pun stăpânire pe inimile multora dintre semenii noștri. Noi însă cerem și ne rugăm stăruitor, Doamne, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește. Dăruiește-ne să urmăm în această cale voia Ta cea sfântă, așa cum ne-am rugat și mai înainte. Facă-se voia Ta, precum în cer, Așa și pe pământ. Iar voia lui Dumnezeu este clară, ne-a fost descoperită în Sfânta Scriptură. Nu o putem noi, oamenii, schimba. Văzând însă câte răutăți se întâmplă, ne strângem rândurile și ne încredințăm și mai mult ajutorului din ceruri și îl cerem și îl chemăm și l invocăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Doamne, binecuvintează țara aceasta. Doamne, binecuvintează poporul tău care trăiește în țara aceasta. Doamne, binecuvintează familiile și pe cei care te preaslăvesc pe tine, și pe cei care te au uitat tu pe toți îi binecuvintează cu bunătatea ta. Doamne, binecuvintează toate popoarele pământului, toate țările, binecuvintează toate familiile de pe pământ și luminează-ne pe toți să umblăm în căile voii tale. Ajută, Doamne, femeile aflate în cumpănă alegerii să aleagă pentru viață, ca să fie mângâiate bucurându-se atunci când vor auzi din gura pruncului născut, când va ajunge la vârsta înțelegerii și va repeta cuvintele inspirate ale poetului profet. Tu, mamă, ești frumoasă ca o duminică fără sfârșit.